Impactul războiului din Ucraina și al sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse și Belarusului, inclusiv perturbarea comerțului, majorarea și volatilizarea prețurilor la resursele energetice și afluxul continuu al unui număr mare de refugiați, au afectat semnificativ Republica Moldova și au dus la creșterea necesității de finanțare externă. O declarație în acest sens a fost făcută de directorul general adjunct al Fondului Monetar Internațional, Kenji Okumara, la încheierea vizitei sale în Republica Moldova, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al oficiului reprezentantului permanent al femei în Moldova. Oficialul a menționat că discuțiile cu refugiații din Ucraina pe parcursul vizitei sale în Republica Moldova l-au ajutat să înțeleagă mai bine situația dificilă în care se află. Am vizitat mai multe regiuni ale țării și peste tot am remarcat generozitatea poporului moldovean, căldura și ospitalitatea manifestate față de refugiați, o atitudine ce merite toate laudele. Fac un apel către comunitatea internațională ca să susțină în continuare abordarea integrativă a Moldovei față de refugiați, Fugiați și eforturile țării de a avansa pe calea reformelor, în timp ce se confruntă cu o serie de crize, a declarat reprezentantul femeii. Kenji Okumara a mai subliniat prudența politice bugetar fiscale și monetare și reacția rapidă a autorităților moldovenești la efectele negative cauzate de războiul din Ucraina și creșterea inflației. Oficialul a punctat că în discuțiile cu autoritățile, el a salutat fermitatea cu care și-au asumat sarcina de realizarea agendei de reforme ambițioase în domeniul guvernanței, precum și măsurile întreprinse într-o manieră transparentă pentru a face față crizei din domeniul energetic. Aceste reforme sunt esențiale pentru a crea condiții favorabile pentru o creștere economică inclusivă și durabilă, a afirmat directorul adjunct. Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional a aprobat pe 11 mai acordarea asistenței financiare suplimentare pentru țara noastră. Suportul material va ajuta țara să facă față provocărilor legate de războiul ruso-ucrainean. Banii vin să catalizeze abordarea de finanțări suplimentare din surse externe și acordă sprijin nu necesară populației cele mai vulnerabile.